horoscopul zilei de azi. Horoscopul zilei, Berbec. Norocul cade singur în mâinile tale. Nu te pierde, acționează decisiv, atunci nu vei pierde șansa de a realiza ceea ce ai conceput de mult timp. Ziua te bucură cu vești bune și nu economisește la noi oportunități. Trebuie să acționezi rapid și îți place foarte mult că nu există timp să te plictisești. Unii reprezentanți ai semnului vor primi vești de la oameni de care le era dor. Vor apărea răspunsuri la întrebările care v-au deranjat recent, atât pe dumneavoastră cât și pe cei dragi. Relațiile care s-au dezvoltat tensionat se vor schimba în bine. Puteți face achiziții mici, alegeți lucruri grozave. Taur. O zi confortabilă și calmă. Va exista o oportunitate de odihnă și recuperare înainte de a începe o nouă afacere. Cu siguranță cineva te va îndemna să acționezi mai repede și mai decisiv, dar nu este nevoie să urmezi astfel de recomandări. Norocul tău nu te va eluda. Este posibil să vă întoarceți la câteva hobby-uri vechi care acum vă vor aduce mult mai multă bucurie. Oamenii care de multe ori te-au făcut fericit înainte pot aminti de tine. Aceasta este ziua potrivită pentru a restabili atât prietenii cât și relațiile romantice. Gemeni. Stabiliți-vă obiective rezonabile, apoi totul va ieși grozav. Din păcate, această zi nu este potrivită pentru a învinge ticăloșii Universului sau pentru a începe o revoluție mondială. Cu lucruri mai simple te vei descurca grozav. Este mai ușor să găsiți ajutoare. Vechii cunoscuți îți vor prelua de bunăvoie unele griji. Va fi util să vă întoarceți mental la unele evenimente din trecut, să meditați și să le analizați, să vă dați seama despre ce ați greșit și despre ce ați avut dreptate. Poate veți înțelege cum puteți corecta greșelile făcute mai devreme. Și aici ar trebui să vă grăbiți. Acum momentul este favorabil, iar mai târziu situația se poate schimba. Rac. Ziua este perfectă pentru odihnă și recuperare, poate vă distra bine. Dacă totuși doriți cu adevărat să abordați ceva nou, incitant și provocător, asigurați-vă că a venit momentul pentru asta. Este mai bine să așteptați o coincidență reușită decât să ai de-a face cu una nereușită. Întâlnirile cu prietenii vor fi minunate. Există o mulțime de subiecte pentru conversație și afaceri care sunt interesante pentru toată lumea. Ești delicat și atent cu ceilalți. Te înțelegi ușor chiar și cu cei care sunt înclinați să se ofenseze de la fleacuri, chiar și în cele mai inocente remarci de a găsi ceva jignitor pentru ei înșiși. Leu. Zi propice pentru comunicare. Vă înțelegeți bine cu oameni care gândesc la fel. Puteți atrage rivali recenți de partea voastră și puteți interesa pe cei care sunt de obicei indiferenți la orice. Sunt posibile sugestii neobișnuite. Acceptați fără să vă gândiți mult, mai ales dacă vin de la vechi prieteni și alte persoane în care aveți încredere. Va exista posibilitatea de a rezolva unele probleme de zi cu zi, de a cumpăra lucruri utile pentru casă. Nu risipești bani pentru fleacuri, nu cedezi tentațiilor trecătoare, ci alegi cu atenție ceea ce te va încânta pe tine și pe cei dragi pentru o lungă perioadă de timp. Fecioară. Unele evenimente neașteptate pot perturba cursul obișnuit al vieții și vei fi foarte fericit de asta. Ziua este generoasă, cu surprize plăcute precum și idei interesante, a căror implementare poate iniția schimbări mari în bine. Încerci să acționezi rapid, ceea ce este bine. Într-adevăr, nu este nevoie să pierzi timpul. Uneori apar dezacorduri cu membrii familiei și alte persoane apropiate, dar găsești rapid o modalitate de a evita neînțelegerile și de a restabili armonia în relație. Simțul umorului ajută adesea. Toată lumea se distrează și nimeni nu mai vrea să se certe. Balanță. Relațiile cu ceilalți nu sunt întotdeauna ușoare și armonioase. Dezacordurile sunt posibile datorită lucrurilor mărunte, dar nu fi prea supărat în legătură cu acest lucru. Este normal dacă privești lucrurile altfel. Este important să reușiți să nu vă ofensați reciproc, să păstrați respectul și simpatia reciprocă. Totul se va restabili până în seară. Puteți face achiziții mici, inclusiv cele neplanificate. Uneori vă întrebați dacă merită să cheltuiți bani pe niște fleacuri frumoase, dar inutile. Intuiția spune că se merită și nu se înșeală. Te vor încânta mult timp. Scorpion. Nu totul merge așa cum vă așteptați. Dacă există o mulțime de lucruri planificate pentru această zi, merită să rețineți că cu greu puteți face totul. Deci este util să stabiliți priorități și să începeți cu cele mai urgente și importante. Puteți conta pe prieteni, ei vor fi alături și vor ajuta de bună voie, dacă este nevoie.
O schimbare de anturaj este utilă, chiar și o mică călătorie te va înveseli. Îți va oferi o mulțime de emoții pozitive, depinde mult de companie. Este bine dacă există oameni în apropierea cărora poți să improvizezi și ei nu au nimic împotriva experimentelor îndrăznețe. Săgetător. O zi potrivită pentru a pune lucrurile în ordine în viață, a scăpa de ceea ce a devenit inutil, a decide asupra unor noi obiective și planuri. Și aici nimeni nu vă poate confunda. Înțelegeți bine ce doriți și ascultați propria voce interioară și nu sfaturile din exterior. Va exista posibilitatea de a face cumpărături bune sau de a face o investiție profitabilă. Unii reprezentanți ai zodiei vor avea idei excelente de afaceri. Momentul potrivit pentru a vă aduce planurile la viață va veni puțin mai târziu. Capricorn. Rămâneți calm și nu vă faceți griji cu fleacuri. Nu totul merge ca un ceasornic. Uneori apar obstacole în cale, dar dacă nu ești pierdut, vei găsi o modalitate de a le depăși. Experiența anterioară ajută adesea. Datorită acestea, tu personal nu greșești și ajuți celorlalți să le evite. Sunt posibile vizite neașteptate. Oaspeții vor veni cu vești bune. Este posibil ca un vechi cunoscut pe care l-ați pierdut din vedere în ultima vreme să apară fără invitație. Va exista șansa de a discuta multe probleme importante, evitând dezacordurile și disputele. Vărsător. Zi propice pentru comunicare. Vor exista o mulțime de conversații utile și interesante și nu contează dacă este vorba de afaceri personale, muncă sau planuri de viitor. Vă înțelegeți bine cu oamenii, chiar puteți negocia cu cei cu care nu ați găsit o limbă comună înainte. Cei care te-au subestimat înainte se vor răzgândi. Vor încerca să îmbunătățească relațiile. Sunt posibile cunoștințe plăcute. Vor primi o continuare romantică dacă doriți acest lucru. Ziua este bună pentru experimente asupra imaginii. Puteți cumpăra lucruri neobișnuite, te vor încânta mult timp. Pești. Puteți obține un mare succes pentru a face față cu ceea ce nu a funcționat de mult timp. Pentru aceasta va trebui să vă străduiți, dar știți că eforturile nu vor fi în zadar și să vă puneți hotărât la treabă. Prietenii vechi și alte persoane pe care le cunoașteți bine îți vor oferi ajutor. Nu refuzați, chiar dacă sunteți siguri că o puteți face singuri. Va fi mai distractiv împreună. Sunt probabile cheltuieli neplanificate. Nu merită să vă faceți griji cu privire la suma cheltuită, pentru că acestea nu vor fi în zadar. Ce nu ar trebui să faceți este să împrumutați bani. Este puțin probabil ca aceștia să fie returnați la timp. Horoscop zilnic.